Bun găsit, dragi prieteni! În urma unor comentarii semnate de unii dintre cei care urmăresc documentarele mele și cărora pe această cale le mulțumesc, mi-am propus, sau mai bine zis, mă văd nevoită să dedic minutele următoare unui subiect care poate nu vă incită curiozitatea, pentru că nu abordează vreo teorie conspirativă, vreun mister al istoriei sau alte informații inedite. În schimb, informațiile care urmează vor fi cu siguranță de interes și folositoare, fiindcă este vorba despre exprimarea corectă a cuvintelor pe care le folosim. Voi face următoarele precizări, cu speranța că fenomenul de degradare a limbii române va fi măcar încetinit, iar greșelile de pronunție care apar, fie din dorința de a inova, fie pur și simplu din necunoaștere, vor fi din ce în ce mai rar întâlnite. Să începem! Unul dintre cele mai uzitate verbe ale limbii române este a fi. De multe ori, din dorința de a fi supracorect, sau poate din lipsă de cunoaștere, mulți nu știu regulile de pronunție ale acestui verb în anumite situații. Una dintre caracteristicile limbii române este de a avea un E iotacizat, care se pronunță E. Avem cuvinte care, conform normelor literare, se scriu cu E, ca în cazul eu, ea, eram, etc., dar se pronunță cu E, ca în cazul eu, ea, eram, etc. Această regulă se aplică în limba română în două cazuri. Când este vorba despre verbul intransitiv de conjugare a patra, a fi, și despre pronumele personal. Să le luăm pe rând. În primul caz, formele verbului a fi e, este, eram, erați, erau, se pronunță cu e inițial, așa cum ați auzit, dar se scriu cu e. Asta poate să pară ciudat sau incorrect, pentru că de obicei cuvintele din limba română se citesc așa cum se scriu, însă pronunția cu E inițial nu comite nicio încălcare a regulilor. Acest tip de pronunțare este numit, în limbajul științific, academic, preiotare. Așadar, pronunțăm E, nu E, este, nu este, eram, nu eram, erați, nu erați, erau, nu erau. Aceeași regulă se aplică și în cazul pronumelor personale, scrise el, ea, ei, ele, dar care trebuie pronunțate el, ea, ei, ele. Și aici avem de-a face cu una dintre cele mai frecvente greșeli în pronunție. Mulți spun eu, el, ea și așa mai departe. Este greșit. Litera E trebuie rostită E la începutul pronumelor personale. Scriem E, dar pronunțăm E. Greșeala este frecventă și ar putea fi explicată printr-un fenomen de hipercorectitudine. Adică, nu cunoaștem regulile, dar încercăm să fim riguroși. Deci, corect este să spunem eu, ea, el, ei, ele. Acestea sunt reguli ce nu se aplică în cazul celorlalte cuvinte care încep cu litera E. Despre pronunția literei E la început de cuvânt, regula este simplă. Se citește E curat, nu E. Deci, existență, nu existență, epocă, nu epocă, Europa, nu Europa, și așa mai departe. Singurele excepții sunt pronumele personale și formele verbului a fi despre care am vorbit. Pronunțăm cu E curat, eu, atunci când nu avem de-a face cu un pronume personal, ci cu un substantiv.
când vorbim de pildă despre euul profund al unei persoane, despre euul liric și așa mai departe. Înainte de a-mi lua rămas bun, mai vreau să fac o precizare pentru că și aici se fac unele confuzii. În cazul neologismelor, precum alee, idee și altele, corect este ca ele să fie pronunțate limpede cu ee. Uneori, pronunția corectă devine un reflex la persoanele care se controlează, dar în majoritatea cazurilor auzim idee, alee, chiar și aer în loc de aer, cu un i slab, dar destul de perceptibil, ceea ce este greșit. În concluzie, în anumite situații, pronunția corectă a cuvintelor ne poate juca feste și, pentru a nu greși, este nevoie de atenție sporită. Iar atunci când nu suntem siguri, când nu stăpânim subiectul, soluția cea mai sigură și rapidă este simplă – dicționarul. Iar dacă acesta nu este la îndemână, presupun că puteți accesa de pe telefon, tabletă sau calculator site-uri precum cumsescrie.ro, pruteanu.ro, dexonline.ro și altele. Dedic acest material, în primul rând, moftangiilor care presupun că știu gramatica limbii române, celor care s-au autointitulat cunoscătorii limbii române, încercând să facă unele comentarii dezonorante la adresa mea. Nu în ultimul rând, doresc să le mulțumesc celor aproximativ 119.000 abonați ai canalului Teorii Incredibile, pentru că mă susțin și mă apreciază. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru cele peste 345.000 de aprecieri, pentru cele aproximativ 16.600 de comentarii, dar și pentru cele aproape 318.000 distribuiri. Sunt de asemenea bucuroasă, citind comentariile voastre, că apreciați munca mea și că sunteți alături de mine, fapt ce mă onorează și mă obligă în egală măsură. Acestea fiind spuse, îmi iau la revedere, nu înainte de a vă mulțumi pentru atenție. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă aștept și data viitoare, nu la o lecție de gramatică, ci la un nou documentar cu informații interesante. Încă o dată vă mulțumesc pentru like-uri și, dacă doriți, lăsați un comentariu. Pe curând!